Salut lume, eu nu sunt Nevi, iar astăzi vom vorbi despre primul blockbuster movie de la Amazon, primul mare film de pe Amazon Prime Video și totodată revenirea pe ecrane a lui Chris Pratt în nimic altceva decât The Tomorrow War. Ei bine, vorbim despre filmul care pur și simplu a bubuit pe streaming în ultima săptămână. Este fără doar și poate cel mai popular film original Amazon. Din istoria acestei platforme și primul lor blockbuster în adevăratul sens al cuvântului, primul film care ar fi putut fi dat de asemenea și în cinematografe. Pentru că, da, cei de la Amazon au mai avut în trecut, chiar anul trecut, au mai avut filme precum Sound of Metal care a ajuns la Oscar-uri cu atâtea nominalizări, dar nu este un blockbuster Sound of Metal, de exemplu. Sunt filme extrem de bune, dar nu sunt blockbustere cum este acest The Tomorrow War. Nu este acel film pe care îl poate vedea toată lumea, nu este acel film de care aude toată lumea cum a fost The Tomorrow War din nou în ultima săptămână și cum va fi în săptămânile următoare. În primul rând este un nou film post-apocaliptic, un nou film cu Un Dystopian Future, un nou film cu Chris Pratt după un an și ceva, da, mai bine de un an pentru că ultima oară când l-am văzut pe el pe ecrane a fost în Endgame, dacă nu mă înșel. De atunci însă n-a avut doar o perioadă de pauză pentru că l-am mai văzut sau l-am mai auzit și în Anward, în animația celor de la Pixar. Așa că da, este revenirea pe ecranele lui Chris Pratt, un actor care, sincer să eu, mie îmi place, mai ales după întregul său rol din MCU. Așa că da, mi se pare un actor bun, mi se pare un actor cu range, dar nu este unul dintre cei mai buni și... În acest film mi se pare că s-a distrat complet în două ore și un sfert cât are filmul. Chris Pratt cred că a făcut ce a vrut pe platou, cred că efectiv s-a distrat de minune pe platou. Se vede că n-a forțat nimic în acest rol, n-a tras de el, n-a avut atât de multe momente în care wow să zici cum a jucat Chris Pratt în acest film. Deci da, cred că vă puteți da seama din primele minute că majoritatea actorilor s-au distrat pe platou și au avut un fun time together. Îl mai avem de exemplu și pe J.K. Simmons care este pur și simplu J.K. Simmons. Din nou, face un rol cât se poate de ok, toți actorii fac un rol cât se poate de ok, dar nu este un film pentru actorie, nu este un film în care ies în fața actorii. Și aici ajungem la poate cea mai pozitivă parte a filmului, partea care a ieșit cel mai mult în față, evident, efectele. Ei bine, am rămas așa surprins de acest aspect al filmului pentru că nu mă așteptam ca... Amazon într-un film de două ore și jumătate. Aproape să aibă sau să ofere niște efecte atât de bune pe întreaga durată a filmului. Deci, pe lângă faptul că monștrii în acest film au un design destul de unic și interesant, destul de diferit față de monștrii pe care i-am văzut în toate filmele de duzină de genul din ultimii ani, pe lângă acest aspect, de fiecare dată când am avut acești monștri pe ecran și credeți-mă, avem foarte mult screen time cu ei, de fiecare dată au arătat cât s-a putut de bine. Adică este evident că cea mai mare parte a bugetului a fost investită pe CGI și n-au dat o bară absolut deloc. Pentru că, da, pot spune răspicat că toate scenele din acest film cu monștri, în care au apărut monștri, arată de la foarte bine în sus. Așa că una peste alta este un film cât se poate de lejer. Este un film pe care poți să-l vezi liniștit într-un weekend alături de familie, alături de prieteni. Este un film pe care poți să-l vadă oricine. Sigur că, ca în orice alt film de genul sau ca în majoritatea filmelor de genul, cea mai mare problemă este legată de scenariu, este legată de poveste și evident că și în acest The Tomorrow War, cea mai mare problemă este Povestea. Ce nu le-a ieșit nu au fost însă cele două fire narrative pe care merge filmul și au fost mai degrabă grămada de momente ridicole pe care le are filmul, gramada de momente absurde și lipsite de logică pe care le are acest film și dacă poți trece peste aceste momente, cred că va fi perfect sau total ok până la final. Dacă poți trece de aceste momente care, da, vor avea loc în primele 20-25 de minute, de acolo îți va fi foarte ușor să termini acest film. Așa că da, nu vă așteptați să fie cel mai bun film din această genre. Nu este nici măcar pe aproape, este mai degrabă undeva pe la medie. Este un film de șase, dar este un film foarte bun de șase. Alte filme de acest gen, alte filme mult mai bune pe care le-am văzut date și ca exemplu în alte recenzii, chiar și la noi, evident, toată lumea a vorbit de Edge of Tomorrow. Da, este unul dintre cele mai bune, dar eu o să vă dau altă recomandare și anume War of the Worlds cu Tom Cruise, care mi se pare chiar mai bun decât Edge of Tomorrow sau mie personal îmi place mai mult. Are un ton mult, mult mai întunecat și evident că vi le recomand pe amândouă dacă vreți să vedeți ceva asemănător cu The Tomorrow War, dar mult, mult mult mai bun. Dar ajung la finalul acestei recenzii, de ce nu o mai zic încă o dată? Dați o șansă acestui de tumară dacă vreți un film nou, un film cu efecte foarte bune și un film la care o să vă distrați. Cel mai important aspect și de ce nu dacă aveți evident abonament pe Amazon Prime Video, pentru că în momentul ăsta are niște oferte foarte bune și v-aș recomanda să vi-l luați pentru câteva luni în detrimentul lui Netflix chiar. Dacă aveți abonament, puteți foarte leger să-i dați o șansă într-o seară, de ce nu, o să pice chiar foarte bine. De asemenea, nu uitați să ne lăsați în comentarii părea voastră despre acest The Tomorrow War, sunt mai mult ca sigur că mulți dintre voi l-ați văzut deja, nu uitați să vă abonați la acest canal, aruncați un ochi și peste canalul meu, Comics Origins îl aveți în descriere și ca de fiecare dată, cum o zic mereu, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.